Organizațiile PNL din Criștior și Pui au fost dizolvate în urma unei decizii luate la nivelul biroului politic județean. Președinte al organizației PNL Pui, vicepreședinte în biroul județean al PNL și primar de 6 mandate, Victor Stoica, spune că nici măcar nu a fost înștiințat despre această decizie și că acum se așteaptă la orice. Președintele PNL Hunedoara, Vetusa Stănescu, a declarat astăzi că cele două organizații conduse de primarii liberali în funcție au fost dizolvate pentru că cei doi nu răspund cerințelor biroului politic județean. A fost dizolvată organizația PNL de la Pui și de la Criscior, tocmai pentru că, așa cum vă spuneam înainte, acest partid este un partid care are nevoie de organizare în perspectiva anului 2024. În iunie vom avea alegeri europarlamentare. Este foarte important ca un partid să se organizeze. În condițiile în care președinții celor două organizații nu răspund cerințelor pe care le diseminează biroul politic județean, sigur că e nevoie de un președinte interimar sau o altă organizare a structurii respective, astfel încât primăriile respective să nu rămână fără coordonare. La Pui, președinte interimar, prin decizia biroului politic județean de săptămâna trecută, este președinte interimar Adrian David, iar la Criscior, președinte interimar este Gelu Polvere, viceprimarul Comunei Criscior. Fostul președinte al organizației PNL de la Pui spune că nu a fost informat nici verbal și nici înscris despre această decizie, declarând că se așteaptă la orice din partea conducerii partidului din care a făcut parte 20 de ani. Am fost președinte al organizației PNL Pui timp de 18 sau 19 ani. Acum nu mai sunt bun, nu știu motivele care sunt, nu ne-a chemat nimeni. În ultima perioadă să avem o discuție vis-a-vis de ce îmi spuneți dumneavoastră acum. Am auzit și eu zilele trecute că a fost dizolvată organizația. Ne s-a întâmplat și acest lucru fără o discuție? Nu a discutat nimeni cu mine așa ceva nimic. Încă sunt, adică sunt membru Partidului Național Liberal, sunt membru biroul județean, vicepreședinte, dar atât. Mie nu mi-a spus nimeni, era corect și frumos să ni se aducă la cunoștință. Că a fost președinte a organizației PNL Pui, cu rezultate, eu zic că destul de bun de fiecare dată, atât timp cât sunt primar de 6 mandate, de fiecare dată targetul nu a fost sub 50%. Și orice faptă bună trebuie pedepsită. Dar în discuția cu vreo câteva luni, că ce avem de gând, că nu știu ce, bineînțeles că ne-a spus ofurile și păsurile și problemele care ne mulțumesc. De atât. De atunci, în afară de pe la spate, s-au făcut tot felul de manevre, dar în față nu știu nimic să ni se aducă la cunoștință ceva. Nu mă surprinde dacă mâine nu mai sunt, mă exclud din partid. Mă aștept la orice. Astfel de gest, să fiți dat afară din partid? Cum merg lucrurile la ora actuală, mă aștept la orice. Cu toate acestea, Vetuța Stănescu a declarat că cei doi președinți ai organizațiilor dizolvate ar fi fost, de fapt, înștiințați despre decizia luată la nivelul biroului politic județean. Săptămâna trecută a fost ședință de birou politic județean în care s-a votat, bineînțeles, deci, au fost invitați la toate ședințele, cei doi fac parte din grupurile de comunicare, atât de primari, cât și de birou politic județean. Toate aceste comunicări se transmit pe grupuri, se sună și pentru evenimentul de la CB a fost sunat fiecare primar. Nu pot să spună nici unul dintre domniile lor că nu au fost informați, dar decizia a fost luată în biroul politic pentru cu unanimitate de voturi, deci nu a fost vreun vot împotrivă. Stoica a discutat cu colegii din PNL și a avut surpriza să afle de ce au votat toți pentru dizolvarea organizațiilor. Am vorbit cu câțiva colegi care sunt în biroul județean și mi-au spus în felul următor. Noi n-am știut când am votat dizolvarea celor două organizații, fiindcă ni s-a spus că voi ați plecat la PSD-ul. Greșit, cum să plecăm la PSD-ul? Că dacă plecam, îmi pierdeam mandatul. Dacă în anii de glorie liberalii hunedoreni își întăreau organizațiile înaintea campaniilor electorale, actuala conducere își trage pe dreapta unii dintre cei mai apreciați primari. Pe surse, criza din PNL este abia la început, luând în calcul faptul că mai mulți primari liberali sunt nemulțumiți de prestația Vetuței Stănescu.